Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O să vorbim din nou despre flagelul, e un flagel al testelor antidrog cu erori pe care le folosește poliția română. Datele sunt înspăimântătoare după ce ieri am vorbit despre comunicatul medicilor legiști, care admit că testele rapide antidrog folosite în trafic sunt susceptibile să dea rezultate greșite. La fel ca testele rapide pentru depistarea COVID, astăzi avem noi informații extrase tot din datele oficiale. Situația este, cum spuneam, realmente dramatică. O să vă dau câteva cifre. Așadar, în 2022, din 3.312 teste antidrog făcute șoferilor de către poliția rutieră, s-au confirmat ulterior numai 2.616. Deci din 3.300 s-au confirmat 2.616, asta înseamnă aproape 700, da? 696 de șoferi au fost acuzați penal pe nedrept, că s-ar fi drogat și ar fi șofat drogați. În 2023, anul care s-a încheiat acum o săptămână, din 3.009 teste antidrog s-au confirmat ulterior numai 1.858. Adică, cu alte cuvinte, abuzul s-a agravat major în 2023 față de 2022. De data aceasta au fost 1151 de persoane care au fost acuzate că șofează sub influența drogurilor, pentru ca această acuzație să se dovedească ulterior falsă prin analize oficiale cerute de lege la IML. Și vă reamintesc, în cazul în care un șofer are test pozitiv antidrog în trafic, îi se face dosar penal pe loc, se suspendă permisul pe loc. Asta e o chestiune automată. Șoferul are, desigur, dreptul să conteste după aceea măsura și să ceară analize de sânge la IML, care sunt foarte precise, și să demonstreze că este victima unei erori, dar pentru că medicii legii sunt asaltați de cereri de tot felul, sunt mereu prea puțini, până reușește omul să-și probeze nevinovăția, pot trece luni de zile, uneori peste un an. Sunt numai 3 laboratoare unde se fac astfel de analize. Vi se pare normal ca în România să se întâmple așa ceva? Și este uluitor că statul român, că Ministerul de Interne perpetuează netulburat această situație îngrozitoare de ani de zile. Deci, băi, te nenorocește pur și simplu. Este, ai o șansă din 3, practic, sau chiar mai mult. În 2023, 38% din teste au fost eronate. Din testele pozitive au fost eronate. Este o șansă din 3. Să primești un dosar penal, ai fost treaz pe dreapta, te duci liniștit la treaba ta, pune un test antidrog, o șansă din 3 să fie eronat. Ca să înțelegeți cum e, luați un zar. Alegeți un zar. Alegeți-vă 2 fețe din cele 6. Dați cu zarul. Ți-ai ales 4-5. A picat 4 sau 5 când ai dat cu zarul, ai dosar penal. Permis suspendat. Poate ești dat afară de la serviciu, că se află. Nu? După cum ați văzut, potrivit datelor publice, oficiale, comunicate chiar de către Consiliul Superior al Medicilor Legiști, vorbim nu de 1, nu de 10, ci de sute și chiar peste 1000 de erori de acest gen într-un singur an, iar fiecare astfel de caz înseamnă traumă teribilă pentru cei învinovățiți pe nedrept. Ținta unor dosare penale, permise suspendate, victime ale oprobiului public, unii dintre ei ajung în presă. A fost cazul unui băiat de la Baia Mare, l-au găsit fals pozitiv la 7 substanțe diferite. Ăla ajunge în presă. Toată lumea. Bă, era unul, conducea, mamă, 7 substanțe. Ăla săracul nu văzuse în viața lui droguri, așa a declarat. A reușit să demonstreze după un an de zile și a pierdut jobul, fai de capul lui. Da, gândiți-vă, șofer, profesionist, e tras pe dreapta, test pozitiv, fals. Ce faci? Ce faci, Zaf? Șef de compartiment la Europa FM îl găsește pe colegul nostru, Florin. Șeful mașinilor, înțelegi? Om bătrân. E pozitiv la ce ești tu pozitiv, mă? La benzo, cocaină, dragi, nu știu ce. Ce face Suzana cu colegul nostru, Florin? Aici e dificil. Da, răspunde nu răspund, da, e o capcană, mă. Răspunde o capcană. Da. Deci sute, peste 1000 de cazuri anual, totuși nu-și asumă nimeni răspunderea mea pentru porcăria asta. Asta mi se pare lucru cel mai revoltător posibil. Adică oamenii știu că sunt rezultate false, știu că nenorocesc oamenii, îi dau înainte. Continuă netulburată de ani de zile. Cei răspunzători își au în continuare salariile, sporurile, nu?
fără nicio anchetă, nu nicio sancțiune, despăgubiri, scuze, vreo declarație publică de neiertați, vreo suspendare a acestei mizerii care dă erori cu miile, a luat cineva și pagă, domnule, parandărât, ca să impună un asemenea sistem? Domnule ministru de interne, Cătălin Predoiu, ce fel de cooperativă de abuz și bătaie de joc patronați dumneavoastră acolo, de fapt? Domnule chestor general de poliție Bogdan Despescu, dar dumneavoastră dormiți bine noaptea știind că mii de cetățeni sunt învinuiți pe nedrept că sunt infractori pe baza constatărilor false făcute de subordonații dumneavoastră? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.